găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune, Transformare. Astăzi m-am gândit să vorbim iarăși despre anumite noțiuni ale psihonumerologiei, despre lucruri care sunt importante pentru noi în viața noastră matură, în viața noastră de zi cu zi, în expansiunea noastră socială. M-am gândit să numesc emisiunea de astăzi cei 5 ani ai stimei de sine. Da, am mai vorbit de foarte multe ori despre stima de sine, despre cifrele și stimei de sine. Dar numerologie este o perioadă foarte interesantă în adolescența noastră, când chiar se pune fundația, se sapă fundația acestei stime de sine. Aproape că din tot ce se întâmplă, dacă în acea perioadă, acelor 5 ani de zile, viața noastră este mai puțin bună, oscilațiile stimei noastre de sine sunt destul de mari. Da, stima de sine, după cum am mai vorbit și în alte emisiuni, este un lucru, sau este o însușire, sau cum vreți voi să o numiți, oscilant. Ea nu există în mod constant, adică nu poți să spui că ai un încredere în tine așa toată viața, am încredere în mine. Nu. Această stimă de sine este oscilantă în funcție de dominantele, de evenimentele vieții. Și v-am mai spus, unii oameni au aceste oscilații destul de rar, dar ele există, alți oameni le au aproape zilnic sau de mai multe ori pe zi. Un lucru extraordinar de interesant, pentru că e normal să oscileze un acest caracter, un asemenea caracter. De altfel, în cifra 5, care în numerologie aparține stimei de sine, este o cifră duală, da, este o cifră care nu acceptă decât două noțiuni, ori binele, ori rău, este o cifră destul de extremă, da, este o cifră care poate să spună ori albă, ori neagră, nu există zonă gri vis-a-vis de această cifră a stimei de sine. Deci atunci când stima de sine oscilează, ea nu oscilează într-un fel de semi, așa, ci oscilează ori ai, ori n-ai. Și când nu ai, nu ai, și când ai, ai. Adică nu e așa, am jumătate de stimă de sine. Bineînțeles că am mai vorbit și în alte emisiuni, le căutați voi pe internet sau când vreți, despre cele trei nivele ale stimei de sine, și nu insist în această emisiune pe aceste trei nivele. Dar este foarte interesant să vedem care este fundația acestui mecanism, acestui însușiri. Și de-aia am zis despre cei 5 ani ai stimei de sine, pentru că în acești 5 ani, 5 care este cifra stimei de sine, avem o aglomerație de trăiri, ca să spun așa, și acele trăiri, în funcție de interacțiunile noastre umane, ne vor afecta oarecum această stimă de sine. Și dacă ne afectează această stimă de sine, lucrul care se întâmplă este acela foarte, foarte interesant, în care oscilațiile mele în viața de adult sau în viața de matur sunt destul de dese sau destul de mari. Refulăm în viața noastră de adult conform unor probleme și unor traume pe care le trăim într-o perioadă adolescentină sau a copilăriei. Am mai spus, sunt foarte multe lucruri care stau așa în interiorul omului și nu ies la iveală sau nu se manifestă, cel puțin 18 ani, adică mie poate să mi se întâmple ceva azi și peste 18 ani să fie efectul sau cauză pe care o generez astăzi să aibă un efect și peste 18 ani. Deci, atât sunt multe lucruri. Cicluri evolutive de 7 și de 9 ani sunt cicluri evolutive despre care eu v-am mai spus și în alte emisiuni. Activează această dezvoltare a noastră pe orizontală și pe verticală, activează modul în care noi ne vom descurca în viață. Totul este dual, totul este o intersecție, totul este o stare în care eu trebuie să învăț și trebuie să evoluez. Evoluția asta nu trebuie neapărat să fie, cum să spun, conștientă, ea se produce și inconștient. Da, sunt oameni care pot evolua așa, nu neapărat mult sau puțin, nici nu contează treaba asta, dar sunt oameni care nu stau pe loc, nu stă nimeni pe loc.
Nimeni nu gândește, indiferent de ce face sau câte cărți a citit în viață, nimeni nu gândește la 30 de ani cum a gândit la 20. În totalitate, bineînțeles, poate să aibă momente de infantilism, dar asta nu înseamnă. Nimeni nu gândește la 40 de ani cum a gândit la 30 și așa mai departe. Toți ne maturizăm într-un fel. Bineînțeles, unii dau și mintea copiilor, dar tot e o formă de revenire, ca să spun așa, după oarecare manifestare și un comportament în pătratul și în modul de a fi al omului. Și de-aia spun, toți avem nevoie de aceste lucruri și toți trăim într-un anumit, cum v-am mai spus eu, algoritm matematic. Acești 5 ani sunt foarte importanți pentru că ei sunt într-o perioadă adolescentină, într-o perioadă în care se intersectează copilăria cu adolescența. Acești 9 ani în care se creează, se pun bazele formării stimei de sine sunt în perioada 9 până 14 ani. Această perioadă de 5 ani, între 9 și 14 ani, este o perioadă extraordinar de importantă din două puncte de vedere, din mai multe puncte de vedere, dar două puncte de vedere principale. Primul punct de vedere principal este că ne aflăm într-o perioadă al celui de-al doilea ciclu evolutiv de 7 ani și într-o perioadă în al celui de-al doilea ciclu evolutiv de 9 ani. Asta este o primă fază. Iar un lucru extraordinar de important în această perioadă este vârsta de 10 ani, unde avem o intersecție foarte puternică de 2. Cele două cicluri evolutive de 7 și de 9 ani care vin să intersecteze în perioada asta, plus anul astral 2 și cifra 10, care înseamnă oarecum maturitatea mea și a încerca eu un alt individ, așa mă simt, să merg în viață, să interacționez cu viața după o formă de cunoaștere pe care o am la nivelul de 10 ani, bineînțeles, nu la alt nivel. Și acea formă de cunoaștere pe care o am la acea vârstă este forma de cunoaștere pe care am trăit-o, am învățat-o, educația pe care am primit-o, oamenii care mi-au dat iubire, oamenii care mi-au dat afecțiune, oamenii care m-au valorizat, interacțiunile sociale la școală, la așa mai departe. Atunci eu, omul, consider că trebuie să plec în viață, să experimentez o formă de cunoaștere pe care chipurile aș avea-o. De altfel, forma de cunoaștere o experimentăm la orice vârstă. Tot ce avem ca experiență până la anumite vârste, experimentăm. O să vedeți că sunt niște intersecții importante în viață. Noi am mai vorbit de anumite intersecții și de anumite perioade în viață. Dar sunt niște momente așa foarte clare de cumpănă. Poate că o să facem o emisiune și cu acele momente de cumpănă, când ne aducem aminte de anumite lucruri și când ne revin tot felul de lucruri din spate și așa mai departe. Dar revenind la această emisiune cu cei 5 ani ai stimei de sine, este un lucru extraordinar de important să știm că în acea perioadă se formează. Cei care studiază numerologia știu foarte clar că cifra 5 este cifra stimei de sine, cifra intuiției, dar mai știu și că într-o matrice psihoenergo-informativă există dominante de 5, există mai multe cifre, nu există cifre și așa mai departe. Da, așa este, într-adevăr, pot exista astfel de situații, dar într-o interpretare mai profundă, da, acele cifre pot să ne facă, cum să spun, în funcție de poziționarea lor, interpretarea diferită de la unii la alții. Dar asta, într-o analiză mai profundă, puteți voi să vedeți acest lucru, cei care sunt interesați și vreți să vedeți în amănunt. Așa, în mare, o să vorbim în această emisiune despre aceste perioade. Să o luăm cu cele două dominante despre care eu v-am spus mai devreme, și anume că această perioadă de 5 ani, 9-14 ani, se află la intersecția celor două cicluri evolutive, numărul 2, da? De la 7 la 14 ani este al doilea ciclu evolutiv de 7 ani, de la 9 la 18 ani este al doilea ciclu evolutiv de 9 ani. Astfel, în intersecția 9-14 găsim
pur și simplu ciclul de 7 ani al doilea și ciclul de 9 ani al doilea. 2 este o cifră, după cum am mai vorbit în emisiunile noastre și ați mai văzut poate și pe internet și în alte emisiuni, este o cifră foarte instabilă. Este o cifră care are o acțiune între două puncte. Gândiți-vă un segment și forțele care activează și se duc în acel segment. Două repere, da? Și forțele care vin și acționează între cele două repere. Și atunci asta înseamnă că este o perioadă de nehotărâre, da? În moment ce avem această pendulare. Al doilea lucru este o perioadă foarte puternică de căutare a reperului, pentru că tu, ca să pendulezi între două lucruri, trebuie să găsești anumite repere. Tu în viață, orice om la orice vârstă își caută un anumit reper. Noi suntem educați, sper în viitor să nu se mai întâmple așa, dar cel puțin până acum, noi educăm și suntem educați cu formă unor repere și căutăm întotdeauna repere. Un reper foarte simplu este ce notă ai luat la școală. Dacă ai luat 10, ești bun, dacă ai luat 4, ești prost. Sau dacă vecinul cât a luat și cât ai luat tu, cât a luat colega, deci astea le știți foarte bine. Comparațiile acestea sunt căutări de repere. Și atunci noi în viață căutăm aceste repere și la nivel inconștient, de-aia în zona de traumă, în zona de probleme psihologice, foarte clar se poate vedea că aceste afirmații, mai puțin bune comparații și pălmuiesc foarte mult stima de sine, ordinele, lucrurile imperative pălmuiesc stima de sine. Și atunci, în această perioadă de 9-14 ani, noi întotdeauna vom căuta și căutăm să ne găsim anumite repere. Nu o facem într-un mod conștient. Nu o să fiu eu un copil de 9 ani și o să zic bună ziua, am ieșit în stradă să-mi caut reperul. Nu o să fie asta, dar el caută, să uită la mami, să uită la tati, să uită la vecinul, la vecina, la bunici, să uită la școală, la învățătoare, la profesor, să uită la colegi, la părinții colegilor. Acum e moda cu părinții colegilor să adună toate mașinile la școală și iau pe copii în mașini și duc. Nu mai e ca pe vremea noastră să venim în gașcă de la școală. Întotdeauna ei se uită să-și caute anumite repere. Citesc anumite cărți sau se uită pe internet sau se uită pe telefonul mobil. Cine știe ce mai fac ei, că acum sunt și alte lucruri mult mai interesante. În această perioadă este o perioadă de 2 în care se caută repere, pe de-o parte. Pe de altă parte, voi trebuie să știți că este o perioadă importantă în care reperele pe care le găsim în căutarea noastră este foarte posibil să fie repere și la maturitate sau pe tot parcursul vieții. Indiferent ce s-a întâmplat cu reperul respectiv și o să vedeți că fiecare an are reperul lui și se întâmplă ceva inconștient, parcă căutăm sau găsim acel reper. Fiecare an din cei 5, da, de la 9 la 14. Și am mai spus, aceste repere pe care noi le găsim atunci, e posibil să rămânem cu ele toată viața și să fie repere care să ne ghideze viața. Dar orice om caută un reper, ca nu știu cine, ca nu știu care, vreau și eu să am leafă mai mare ca vecinul, tot felul de chestii, noi căutăm așa ceva. Îmi iau o mașină fățoasă ca nu știu cine, eu sunt o femeie care trebuie să arăt bine ca nu știu care de la televizor. Vedeți repere. Sau am putea să le spunem social așa, modele. Da, eu le numesc repere, în model e altceva, din punctul meu de vedere. Bun, de-aia această perioadă, pe de-o parte, este importantă, pentru că noi căutăm anumite repere în funcție de educația și modul în care noi am trăit. Al doilea lucru important este că în această perioadă se desenează, se creionează, cum am putea numi, acea cruce a dezvoltării noastre pe orizontală și verticală. Ea este în viața noastră de când ne naștem și până murim, această cruce a dezvoltării pe orizontală și verticală. De-aia se desenează în această perioadă din punct de vedere afectiv, emoțional. Pentru că știm că emoția, modul în care noi interacționăm emoțional la diferiți stimuli, are, deci, un cântar foarte mare în decizia pe care o luăm. Deciziile sunt luate în mare parte emoțional. Foarte puțini oameni iau deciziile mental
fără a avea emoții. Dacă e, testați în viața voastră sau celorlalți și o să vedeți, nu? Un exemplu iarăși simplu. Îți iei o rochie frumoasă dacă ești femeie pentru că ai o emoție. Vai, ce frumoasă, ai trăit o emoție așa și ai văzut că rochia e nu știu cum și ți-ai cumpărat-o, chiar dacă mai ai acasă o rochie asemănătoare. Bărbații cu mașinile, nu? Văd o mașină, mamă, ce bine arată și e posibil și o cumpere, chiar dacă stă în serviciu 10 ani cu ea. Deci sunt mai multe lucruri emoționale în care noi interacționăm. Cafeaua e bună, vinul e bun, mâncarea e bună. Vedeți, sunt 700.000 de emoții de pe care noi luăm decizii. Și marketingul este făcut pe zona asta emoțională, afectivă, influențele, reclamele și tot ce vreți este făcut pe această influență emoțională, afectivă. Dar această influență, aceste lucruri emoționale, afective, se construiesc, se formează în această perioadă 9-14 ani. Deci dați unui copil de 9-14 ani sau unui om, hai să nu numim copil, să-i zicem om, da? De 9-14 ani, dați-i reclamă la televizor care trebuie și dați reclama care trebuie și în perioada aceasta și el va avea un reper de treaba asta. Pe viață. Îi spui să aleagă produsul nu știu care și el rămâne în cap cu reperul ăsta și în viață va căuta produsul nu știu care. N-ați avut nostalgii de genul că uite, am găsit înghețata copilăriei mele. Uite, mănânc mâncarea cu tare care era ca la mama acasă. Am văzut pe cineva care semăna foarte mult cu bunicul meu. Nu știu, nostalgii de genul acesta le aveți. Dar ele se formează în acea perioadă. Pentru că dacă întreb un om, măi, când ți s-a întâmplat cu tare lucru sau când ți-ai format reperul vis-a-vis de deciziile sau de modul în care tu trăiești emoțional, el nu o să știe să spună, știi, la vârsta cu tare. Dar dacă începi să cauți mai mult așa, ușor, ușor, o să găsești vârsta foarte clar în acea perioadă. Mai mult decât atât, în acest cruce, ca să spun așa, de dezvoltare emoțională, afectivă, pe orizontală și verticală, avem deci al doilea ciclu evolutiv de 7 ani care ține de dezvoltare pe orizontală și avem al doilea ciclu evolutiv de 9 ani care ține de dezvoltarea pe verticală. 2 plus 2, dacă e să o luăm așa, fac 4, ceea ce înseamnă cadru de cunoaștere afectivă emoțională. Iată un cadru, iată un reper pe care noi ni-l construim inconștient în acea persoană în funcție de 2, adică de interacțiunile noastre. Mai mult decât atât, dezvoltarea pe orizontală ține de relația cu mama, dezvoltarea pe verticală ține de relația cu tata. Sau să mă exprim mai corect. Dezvoltarea pe orizontală ține de relația cu personajul și modelul feminin și dezvoltarea pe verticală ține de relația cu personajul sau modelul masculin. Pentru că în ziua de azi rolurile se cam inversează câteodată. Ea este bărbat și el e femeie. Nu e un lucru chiar poetic, dar mă rog, fiecare dintre noi ne asumăm greșelile noastre. Dacă nu vrem să ne le asumăm, nu e nicio problemă, că oricum ni le asumăm inconștient. Și atunci asta se întâmplă. Este dificil să ne dăm seama pentru că acele emoții pe care noi le trăim atunci sunt atât de mari încât pur și simplu ele sunt duse direct în subconștient. Subconștientul care lucrează cu aceste emoții și unde mecanismele și cadrele de decizie emoțională sunt acolo puse la păstrare, ca să spun așa. Subconștientul nostru e un păstrător așa. E un păstrător care are toate emoțiile noastre și toate mecanismele și cadrele de cunoaștere trăite de noi. Păstrătorul ține acolo pe rafturi și alea bune și alea rele. Și când ai nevoie de o experiență bună, păstrătorul vine să le aduce pe toate și uite cum te bucuri tu foarte tare, se aduce aminte de toate bucurile. Sau când ai un necaz, păstrătorul vine să aduce toate necazurile, astfel încât tu să stai liniștit că toate, nu spunem așa că un necaz nu vine niciodată singur, dar nu spun niciodată că o bucurie nu vine niciodată singură. E la fel, e același lucru. Nici ea nu vine niciodată singură, pentru că mecanismul psihologic e același de funcționare. Și iată ce important este relația cu personajul masculin și personajul feminin din acea perioadă.
Mai mult decât atât, în această perioadă de la 9 la 14 ani, venim oarecum într-o zonă transformaționalistă, pentru că eu deja am depășit un ciclu evolutiv de 9 ani și eu, dacă deja am depășit acest ciclu evolutiv de 9 ani, eu sunt transformat la nivelul de la vârsta respectivă. Sunt deja transformat. Și fiind transformat, mă simt așa, ca și cum aș avea o formă de cunoaștere. Mă simt așa, ca și cum, gata, eu le știu pe toate. De-aia și adolescenții, o să vedeți, poate într-o altă emisiune, să vedeți că sunt niște vârste acolo, de prag, unde putem noi să vorbim ca televizorul, că ei nu ne ascultă. N-avem nicio treabă. Și atunci, ce este interesant? Este interesant un lucru. Că eu, dacă sunt transformat, am o părere despre mine. Bună, rea, nici nu contează cum sunt eu atunci, la nivelul meu de 9 ani. Și vreau să văd dacă părerea mea e bună. Vreau să văd dacă sunt important pentru cineva. Vreau să văd cum e lumea asta. E mișto? Nu e? Cu ce se întâmplă? Și încep să exersez. Și de-aia al doilea ciclu evolutiv de 9 ani mă ajută să exersez, chiar în perioada 9-18 ani, să exersez acest mod în care eu mă simt ca identitate. La fiecare vârstă, în feluri diferite. Deci, atât mă sunt altfel. Deja am trecut, după 7 ani, de primii 7 ani de acasă, da, cum se spune, 7 ani de acasă, atunci când eu mă consider și înțelept. Și în acea perioadă, între 7 și 9 ani, sunt 2 ani, bineînțeles, 2 ani în care eu relaționez cu înțelepciunea mea dorind să mă transform. Adică chiar sunt așa, într-un fel, zic, domne, uite, m-am transformat, uite, m-a dat la școală, sunt altfel, m-am văzut colegii, copiii, sunt altfel, la, 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 la. Acasă părinții au pretenții la mine, ca să nu-i faci de râs, normal că sunt mulți și de ăștia, a rămas încă cu metecne de alea, să nu mă faci de râs, nu? Și vor ei să nu se facă de râs la doamna învățătoare, vor ei că la poziția lor socială să nu zică cineva de copilul lor că e nu știu cum, tot felul de frustrări de astea foarte mari pe care noi încă, la un nivel de maturitate, mulți dintre noi le avem. Și e normal să le avem, pentru că am trăit cu ele și am fost și noi educați la un anumit nivel. Gândiți-vă la voi ăștia născuți în 60, 70, 80, așa mai departe, în aceste perioade, cum erați în perioada 9-14 ani? Nu erați cu note, nu erați cu să nu mă faci de râs, nu erați cu vecinul ăla și tu n-ai luat? Uite alu cu tare, uite aia. Toți am trăit așa în perioada aia. De-aia v-am spus mai devreme puțin că este important să știm acest lucru. Că ce am trăit atunci și reperele și modul în care noi am fost educați acum, le exersăm și noi atunci, le exersăm și noi acum la maturitate. Deci nu e altfel. Mă rog, una peste alta, revenim la subiectul nostru. Și vă spuneam că deja tu începi această perioadă cu nou, cu transformare. Pentru ce e nevoie de așa ceva? Păi, 14 ani, da? Adică 14 numerologic înseamnă ieșirea din cadru. Acționez pentru a ieși dintr-un pătrat. Păi, care pătrat? Pătratul pe care eu mi-l formez până la vârsta de 14 ani. Să nu uităm că la vârsta de 14 ani sunt închise două cicluri evolutive de 7 ani. Două cicluri evolutive de 7 ani, care înseamnă că eu am interacționat foarte puternic cu înțelepciunea mea, sunt mai înțelept, sunt mai deștept și pot să fac ce vreau în viață. La 14 ani să faci și buletin, nu? Atunci tu te duci și treci într-o termin gimnaziu și te duci la liceu sau ești într-o perioadă de genul acesta, nu? Mai puțin. Te da de 7 ani acolo la școală, mai puțin, ca să spun așa. Dar ești în perioada respectivă. Dacă ești în perioada respectivă, pur și simplu lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Ca și cum tu le-ai ști, tu ai ieșit din pătrat, tu știi, tu ești rebel, începi să fii rebel. Pentru că iarăși mai ai 2 ani în care tu trebuie să exersezi această rebeliune pe care tu consideri că o ai pentru că ești înțelept. Vedeți, 12 cu 7, adică tu trebuie efectiv să interacționezi, să pui în
în practică. Iar de la 14 ani pleci în al treilea ciclu evolutiv de 7 ani până la 21. Revenind cu fiecare vârstă în parte și explicarea acelei vârste după un scurt moment de pauză. Am revenit după pauză și spuneam că în această parte a emisiunii o să descriu oarecum în mare în această perioadă și ce se întâmplă în perioada 9-14 ani, la fiecare vârstă, la 9 ani, adică între 9 și 10, da, între 10 și 11 și așa mai departe, din mai multe părți și o să vedeți de ce se formează acest reper sau de ce se formează acest cadru de cunoaștere al stimei de sine. Am mai spus că este al doilea ciclu evolutiv de 7 ani, este al doilea ciclu evolutiv de 9 ani, 2 plus 2 este egal cu 4, sunt 5 ani, 4 și 5 este egal cu 9, adică pur și simplu există o transformare, se întâmplă o transformare în interiorul nostru. Da? În interiorul nostru. Că vrem, că nu vrem, nu e nicio problemă, asta se întâmplă. Deci să fiți siguri. Da, este foarte interesant când vreți să vedeți de ce funcționează așa, de ce nu aveți încredere, de ce nu știți ce pasiune aveți, de ce vi se întâmplă toate vouă, de ce viața voastră afectivă, emoțională e cum e sau e oscilantă, de ce nu stă nimeni cu mine. Foarte multe dintre răspunsurile puteți găsi în această perioadă, nu toate. Multe dintre ele, dar nu toate. Da? Le puteți găsi în această perioadă. Este fundația noastră. E ca și cum eu v-aș trimite undeva la subsol, la subsol în casa voastră pe care ați construit în viață, să căutați acolo nu știu ce cuie pe care le-ați pus când ați construit casa. Și e greu, că dacă n-ai mai fost acolo de câțiva ani, e greu să găsești cuiele alea. Mai cauți mai și până aia ți-aduci tu aminte unde ai pus cuiele alea. Cam așa e. Am dat un exemplu simplu. Bun, la 9 ani, am spus puțin mai devreme, ne simțim transformați, noi pășim în al doilea ciclu de 9 ani pentru a relaționa cu noi, cu transformarea din noi, cu cine suntem noi. Am avut 7 ani de acasă, am avut 9 ani de transformare, primul ciclu evolutiv de 7 ani, primul ciclu evolutiv de 9 ani, care ne-au dăruit oarecare identitate. Această identitate trebuie exersată la nivel social. Nivel social însemnând școală, mediul în care trăiesc, neapărat școala, orașul în care trăiesc, oameni, nivelul de trai pe care l-am, părinții pe care am, rudele pe care le am, modul în care rudele mele și părinții mei se comportă, tot cadrul social, cadrul cultural în care eu tot, pur și simplu eu m-am înnoit și încep să iau seama, cum s-ar spune, la acest cadru sau la aceste lucruri despre care eu v-am vorbit puțin mai devreme. Bun, și iau seama să văd ce se întâmplă și cum se întâmplă. Mai ales că la 9 ani eu sunt într-un an astral 1 și atunci eu acționez. Dar fiind în al doilea ciclu evolutiv de 9 ani, eu ce fac? Pur și simplu acționez pentru a mă maturiza, pentru a învăța ca la un moment dat să ies în lume, să fiu independent. Nu știu treaba asta. Sunt copil de 9 ani, nu știu treaba asta. Adică conștient. Dom'le, eu așa acționez că o să văd eu. Nu. O fac inconștient. Și pe comportamentul meu este diferit. Comportamentul meu este mai revoluționar, ca să spun așa. Comportamentul meu este mai îndreptat către individualism. Comportamentul meu este, cum să spun, mai activ, adică reacționez mai mult sau nu fac lucruri, adică decât sub impuls. De ce? Pentru că este important să încep să relaționez cu viața. Pentru că pe această intersecție 9-14 de 2 relaționez cu viața și interacționez cu viața. Și atunci eu sunt transformat.
Este un an destul de interesant, un an magic, poetic și este bine că e așa, pentru că va veni vârsta de 10 ani. Vârsta de 10 ani, v-am mai spus, este un punct important, pentru că acolo deja se formează zona afectivă, se formează zona afectivă emoțională. Mai mult decât atât, atunci voi avea și voi forma la vârstele de 10 și 11 ani idei despre modul în care eu voi trăi afectiv emoțional în viață, modul în care eu voi alege un partener sau o parteneră, modul în care eu voi dărui sau voi primi iubire. Aia e cifra. Pentru că atunci avem acel triunghi de 2, triunghi 2, al doilea ciclu evolutiv de 7 ani, al doilea ciclu evolutiv de 9 ani, an astral 2. Este o intersecție de 2 care nu se mai întâlnește niciodată în viața noastră. Niciodată. Este singurul an unde se întâlnește această intersecție. Și această trinitate, ca să o numim așa, de 2, pentru că vă dați seama că fiecare ciclu evolutiv sau fiecare perioadă evolutivă au o astfel de trinitate, ca să spun așa, da? De 3, de 4, de 5, de cei care studiază numerologia în profunzime și nu la nivel de ghiceală pot vedea acolo mai profund ce se întâmplă. Dar fiind această trinitate de 3, de 2, îmi cer scuze, iată că se formează 3, prima formă de stabilitate. Prima formă de stabilitate 3 pe dominantă 2. Ceea ce înseamnă că în momentul respectiv, așa cum primesc afecțiune, așa cum sunt valorizat, așa cum sunt de important în familie, așa cum se comportă alții cu mine, cum mă comporte cu ei, așa, pur și simplu, voi învăța foarte clar să dăruiesc afecțiune și să mă comport și eu din punct de vedere afectiv. La vârsta de 10 ani, dacă eu sunt copil și sunt devalorizat total sau văd în viața mea de familie doi părinți care nu se iubesc, care nu mai au nicio treabă, stau împreună pentru mine copilul, cum sunt, ați auzit vorbea asta, de ce stați împreună? Pentru copil. Traducere, de ce stați împreună? În loc să rostesc simplu așa, pentru copil, zici să distrug și copilul, că noi suntem doi distruși, să fie un triunghi de stabilitate. Da? Eu distrusa, eu distrusul și copilul distrus. Triunghi de stabilitate. Vedeți? Și stabil tot atunci. La 2 așa nu prea merge, că 2, v-am spus, e pendulativ. Bun. În momentul în care tu trăiești într-o atmosferă de genul acesta, tu începi să magazinezi direct în subconștient anumite noțiuni despre afecțiune, anumite noțiuni despre cum e să fii iubit, cum e să fii important, cum e să fii valorizat, cum este să dăruiești chestia asta. Dar în momentul în care spui despre afecțiune, vorbești despre afecțiune, tu iei seama ce se spune. Știi, la 10 ani spui așa, mami, eu te iubesc. Și mami zice, da, bine, normal că mă iubești, dar și eu te iubesc, nu? Adică ceva așa, uzual. Nu e important. Și tu atunci înveți, a, nu e chiar așa de important, te iubesc ăsta. Bun. Și nu-l mai zici când ești mare? Sau, mami, eu te iubesc. Știi bine că și eu te iubesc. Și spui potolanul, da, știi bine că și eu te iubesc. Sau, lasă-mă naibii cu prostii. Dacă ai spus, lasă-mă naibii cu prostiile astea, e ok, e mișto, pentru că și copilul va învăța că asta e prostie, asta cu te iubesc. Da? Și nu va spune. Nu va simți. Sunt diferite lucruri afective. Eu am dat un exemplu simplu cu te iubesc. Poate să fie diferite forme de manifestare afective, emoționale, pentru că în această perioadă copilul este foarte sensibil la lucrurile. Pentru că cei trei de doi, adică stabilitatea, triunghiul de stabilitate al lui doi, suma celor trei de doi de 6. 6 care înseamnă cifra stabilității și instabilității. Modul în care tu te gândești că viața afectiv-emoțională este în regulă sau nu. Știți foarte clar că s-au demonstrat lucruri, psihologii au demonstrat că la în perioada 0-2 ani, da? Deci în acea perioadă noi ne creăm imagini despre afecțiune, modul în care părinții s-au comportat cu noi și vedem imagini. Dar avem o perioadă răspuns aici. Avem o perioadă răspuns, perioada 10-11 ani, unde ne formăm idei despre afecțiune. Și în momentul în care ai o idee despre afecțiune, ideea ți-a intrat în cap și ți-a intrat ca mecanism, în funcție de emoția pe care ai simțit-o,
când acea idee a intrat. Da? 1 plus 2. Da? Ideea a intrat 1, emoția pe care ai simțit-o 2, 1 plus 2 este egal cu 3. Este un, da? Prima formă de stabilitate. Și acel lucru rămâne stabil în noi. Bun, rău, nici nu contează. Bun. Și atunci asta se întâmplă în perioada respectivă. Foarte mult dialog. Dialogul de la 10 ani poate să fie dialogul între cei doi părinți la care asistă copilul. Dialog între mami și copil. Dialogul între tati și copil. Și dialogul social. Adică eu, copilul, în socium. Sunt, fac copiii mișto de mine, nu fac, sunt valorizat la școală, sunt prostul clasii, sunt deșteptul clasii. E un dialog social ăsta, da? Și nu în ultimă instanță, dialogul interior. Ați văzut, erau niște filme, în trecut era un film foarte frumos, psihologic, da? Și foarte util cu Gerard Depardieu, filmul se numea Bogus. Da? Pur și simplu era vorba despre un copil în această perioadă, deci în perioada aceasta 7-10 ani, în această perioadă, nu mai țin minte foarte clar că am văzut de mult, în care el avea un dialog interior și acel dialog interior era cu un personaj imaginar care era acest Bogus. Un film foarte interesant și foarte educativ, chiar este minunat. Deci el atunci la 10 ani are și un dialog interior. Acest dialog interior se poate releva în pasiunile lui, în funcție de cum se joacă, în funcție de cu cine interacționează, ce îi place, că părintele trebuie să fie atent. N-a fost atent 7 ani. Să zicem că acum și-a învățat să fie atent. E atent. Și atunci de-aia se formează. În funcție de ce se formează la vârsta de 10 ani și 11 ani, că o să revin și la 11 imediat, lucrurile vor fi alese în viață ca la nivel afectiv. Vei trăi toată această vârstă de 10 ani în relația ta afectivă cu soția sau soțul, cu iubita sau iubitul. Iar nehotărârile de la 10 ani, modul în care cei doi părinți sunt în disesiune, gândiți-vă în modul ăsta. Mama spune albă la 10 ani și tata spune neagră. Ei doi se ceartă, mama îmi spune una, tata îmi spune total opusul. Copilul nu mai știe ce să creadă, da? Se uită și el acolo, e micuț, aia, integrează. Direct, cu tupeu. Ce face copilul când e matur? Poate avea o variantă foarte, foarte puternică. Să meargă în acest mod dual. Adică, sunt cu tine, să zicem, soția mea, dar mai sunt și cu Marcica, care este amanta mea. Sau la femei la fel, nu e nicio diferență femeie, bărbați, femeile fac la fel de, ca și bărbați. Metoda e diferită. Da? Poate să facă o chestie de genul ăsta. Eu vă spun acum la televizor așa, în mare, dacă intrăm în profunzime se pot vedea multe, dar nu facem o oră de consultanță aici. La vârsta de 11 ani, 11 în general este o cifră foarte puternică. De-aia ea nu suportă, ca și 5, vedeți, ca și 5, jumătăți de măsură. Este la mijloc 11-l ăsta, da? 9 și 10, 12 și 13. Este la mijloc aici. Această cifră de mijloc, 11, este o cifră a alegerii. Și atunci noi la 11 ani, în funcție de ce am trăit de la 10 și în funcție de ce am trăit până la 10, inclusiv, deci două mecanisme, așa, și în funcție de ce se întâmplă în momentul ăla la noi în casă, începem să luăm alegeri, să alegem. Și prima alegere pe care eu o iau este dacă eu sunt bun sau nu de ceva. Și atunci este foarte posibil să am un dialog cu mine însumi interior și să mă consider că nu sunt bun de nimic și să aleg să joc un rol față de părinții mei. Este uimitor cum aleg copiii, da? Și să-mi imaginez că viața mea e mișto, că sunt mulți copii care și-au imaginat într-o copilărie mai puțin poetică și-au imaginat că totuși viața lor e mișto. Sau au ales să fie salvatori, să o salveze pe mami sau să salveze pe tati. Și ăla e un rol. E un rol pe care și-l asumă, dar el nu e așa. Și mai mult decât atât, învață să aleagă acest, într-un mod foarte puternic, va învăța să aleagă
zona afectiv-emoțională în viitor. Zona afectiv-emoțională când el va fi matur. În funcție de mediul în care acel copil trăiește, în casa lui, el va avea încredere în el din punct de vedere afectiv. Vedeți, la 10 și 11 ani este stimă de sine pe nivel afectiv, pe de o parte, și pe de altă parte pe imagine. Gândiți-vă așa, pe imagine. Adică e importantă imaginea de sine? Bineînțeles că e importantă. Sunt oameni care nu se simt bine pentru că atunci când se uită în oglindă se sperie de ei. Sau nu le place cum arată. Ei poate când vorbesc cu alți oameni să spun, dar ce ți se pare? Că tu arăți foarte bine, ești ok, ce ți se pare ție? Nu, nu, eu nu arăt bine, uite, mi se pare, sau uite, am, sau uite, eu în loc să am 50 de kilograme, am 50,5. Sau trebuie la înălțimea pe care am să am alea, nu. Da, da, nu e, uite, la vârsta pe care ai, nu. Nu, nu ești un om plăcut, nu, nu e adevărat. Imagine e importantă. Nu vreau să ies în societate pentru că nu-mi place, nu vreau, nu am gusturi la îmbrăcăminte. Știți că și gusturile la îmbrăcăminte țin de imagine de sine. Te îmbraci frumos dacă ții la imaginea ta, dacă vii așa neglijent. Este clar că nu ții la imaginea de sine. Mulți care nu țin la imaginea de sine mergând neglijent așa pe stradă sau undeva, spun, păi ce mă, așa sunt eu, trebuie să fie libertate, să fie nonconformism, așa îmi place mie. Ok, dacă așa îți place ție, este foarte... Oare așa îți place ție? Sunt unii chiar care, cărora le place așa, nu toți. Studiați și o să vedeți, sunt unii care, ăsta e un motiv. Dar imaginea de sine se formează acolo. Gândiți-vă așa, la oameni care nu mai țin cont, vă duceți la teatru, la operă sau la diferite spectacole, unde din respect pentru artist ar trebui să te îmbraci frumos, pentru că ăla e un artist. Artistul e ceva care îți leagănă, care îți mângâie sufletul. Și tu te duci în bașcheți. Tu te duci în tricoul lui pe tine și cu, pe piept cu scris, eu sunt cel mai tare din parcare, nu-i. Te duci îmbrăcat așa, aiurea. Dacă tu n-ai respect pentru tine, nu o să ai respect nici pentru altul. Și în ce în ce lumea, pur și simplu, este mai într-o stimă de sine mai scăzută, de moment ce nu mai pun preț pe ei ca imagine. Sau imaginea de sine este acum, după cum ați văzut, peste tot să fie așa, 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 conform anumitor șabloane. Lucru foarte interesant. De ce? Pentru că și la vârsta de 10-11 ani își creeze anumite șabloane și în perioada 9-14 își creeze anumite șabloane, după care tu vei funcționa în viață. Vârsta de 12 ani este o vârstă foarte interesantă. De ce? Pentru că ea vine cu 1 și 2, 3. 1 și 2, 3 este magic, dar la 12 ani ești în an astral 4. 1 și 2 înseamnă 1, personaj masculin, 2, personaj feminin. 1. Manifestare masculină, 2. Manifestare feminină. 3. Da? Manifestarea masculină și feminină creează 3, adică un triunghi de stabilitate pentru anul astral 4, adică un cadru de cunoaștere. Poate că am vorbit cam repede, cei care studiază numerologie sau sunt în aprofundarea acestor lucruri au înțeles ce am spus eu acum. Cei care nu studiați, luați așa, cu 12 ani și e ok, e bine. Deci e masculin plus feminin la 12 ani. Dar ce e interesant aici? Pentru că atunci se conturează foarte clar personajul feminin și personajul masculin din familia mea. Nu zic mama și tata, pentru că încă o dată vă spun, este foarte posibil ca în familia mea tata să fie unul foarte slab și el să fie personajul feminin. Și mama să fie gospodina dură și hotărâtă și ea că vrea ea tot, oricum nu o să obțină nimic, dar vrea ea și e dominantul. Și atunci ea e personajul masculin. Eu copilaș fiind, mă uit așa, uite, asta arată ca o femeie, dar e bărbat. Ăsta arată ca un bărbat, dar e femeie. Și atunci valorile mele se dau peste cap. Și mie mi se face un cadru de cunoaștere. Dacă sunt fetiță, e foarte posibil în viitor să fiu și eu ca mama, zbir, așa, foarte hotărâtă și să îmi aleg un partener care să fac ce vreau cu el și după aia să fiu nefericită că de ce mi-am ales un pampălău. Sau dacă sunt băiețel, pur și simplu o să văd că mama e foarte puternică și e personajul masculin și o să-mi caut și eu, la rândul meu, în relația mea, o mamă.
și o să fiu într-o relație cu prietena mea sau iubita mea, un eu fiu și ea mamă. Încă o dată spun, eu vă spun în mare aici. Pot fi foarte multe lucruri, dar aici la televizor, în mare, vă spun treaba asta. Deci, iată cum se conturează alegerea mea. Eu am încredere despre mine la 12 ani că pot fi, dacă sunt fetiță, o fetiță minunată, ca mama. Frumoasă, feminină, sau nu știu cum, depinde cum e mami, că asta ar trebui să fie mami, personaj feminin, da? Și chiar mai frumoasă decât mami. Dacă mami femin. Dacă nu mi-e și frică de mami, îl stau pe tati săracul, e vai de el, și am grijă de el, așa cum o să am grijă de partenerul meu în viitor. Asta mare. Dacă sunt băiețel și mami este o femeie superbă, frumoasă, feminină, o să zic că eu o să am o prietenă ca mami, da? Personajul feminin, și intru în concurență cu tati că ăsta nu o merită pe mami, o merit eu, și intră disesiuni. Sau dacă tati e un tântălău, eu pur și simplu, ca și băiețel, îmi dau seama că manifestarea masculină așa este, a fi mai tântălău, da? Sau lăudăroșii. Tații lăudăroși sunt cei mai periculoși, pentru că ei nu fac nimic, dar vorbesc mult. Și atunci copilul vede, bă, ăsta vorbește mult așa, dar nu prea se vede nimic în urma lui. I-o fi pe bune? Și atunci el vede minciuna. O vede foarte puternică și atunci el nu mai are încredere în lume. Deloc. Când e mare, când e matur, n-are încredere în lume. Că el crede că ăștia din lume, uite bă, ăștia vorbesc mult și fac puțin. Dar el dacă a avut un personaj masculin acasă, tot așa, care zice, bă, fac eu, ia să mă vezi pe mine, cel mai tare sunt eu. Eu, păi dacă eu... Dar el nu face nimic. El de fapt se ceartă cu televizorul sau el stă toată ziua acasă, dar nu s-a întâmplat nimic. De-abia are și el o leafă. Și, da, gură mare are, e cel mai tare el, dar nu se vede nimic în urma lui. Atunci copilul vede, uite-l pe ăsta, și când e mare, e matur, el dezvoltă o chestie că n-are încredere în lume. Adică, bă, ăștia vorbesc mult, dar lasă, hai că vedem noi. Exact ca taxul. La vârsta de 13 ani, e minunat. De ce? Pentru că această vârstă este o vârstă mentală. Ea nu ține oarecum în totalitate de emoții, dar este o vârstă mentală, pentru că nu știu, 3 fac 4 și atunci mi se impregnează mie în cap un cadru de cunoaștere. Iată că până la această vârstă nu a fost începutul în care eu îmi doream să văd toate lucrurile astea, să fiu atent la tot ce înseamnă viață, tot ce înseamnă lume și mediu. Dacă la 10 am avut acel triunghi afectiv și o vârstă afectiv-emoțională, 10 însemnând 1, informație, adică eu capăt o informație foarte clară, concretă, așa, despre lumea mea afectiv-emoțională, dacă la 11, tot emoțional, am ales direcția și așa mai departe, împreună cu 10 ani, cum o să fiu eu în relația de cuplu, la 12 ani mi-am dat seama, eu ăsta, cel mai tare copilaș, care e masculin și care e feminin în viața mea și cum să manifest aceste două energii, încă o dată, la nivelul de cunoaștere de atunci. Și nivelul de cunoaștere de atunci este emoțional, adică o integrez direct, o iau de bună. Nu stau să mă gândesc, domnule, o fi bine, nu o fi bine, nu, o iau de bună, direct. Intră în mine informația. La 13 ani, deja sunt pe zonă mentală. Deja la 13 ani am o experiență, da? O experiență de triunghi, ca să spun așa, 10, 11 și 12 ani, adică clar, triunghiul, da? Adică știu exact cum s-a întâmplat și cum nu s-a întâmplat. Eu folosesc cuvântul știu exact la modul că am integrat, nu că îmi dau seama sau înțeleg foarte tare ce se întâmplă, dar o anumită formă de cunoaștere am integrat. Și conform acestei forme de cunoaștere 3, eu voi acționa, să încerc teren. De-aia la 13 ani, când ești într-un an astral 5, începi să faci un oarecare rezumat al acestei perioade. Rezumatul nu este conștient, să te gândești așa, da, te-ai așezat la birou și faci rezumatul perioadei 9, 10, 11, 12 ani. Nu te-a pus să faci așa, normal. Dar în interacțiunile sociale, în relațiile cu ceilalți, tu începi să faci un rezumat. Și în funcție de acel rezumat,
interior, văzând în stânga, văzând în dreapta, toate sunt mentale, integrezi, ți se confirmă. Și atunci tu îl integrezi direct și atunci tu ai primul desen în harta ta social-psihologică despre tine și stima ta de sine. Atunci tu ai primul desen, la 13 ani. De-aia vârsta de 13 ani este o vârstă foarte importantă și foarte multe probleme pe stima de sine care sunt la oamenii maturi, adulți, sunt acolo de la 13 ani. Pentru că tu acolo ai integrat și acolo ție ți s-a conturat. Tu poți să fii la 13 ani un copilaj minunat sau poți să fii unul care nu ești bun de nimic. Poți să fii un copilaj care pur și simplu știi cam ce vrei de la viață, în mare, bineînțeles, sau să fii atât de speriat, atât de interiorizat, atât de cu minte. Uite, ăsta e cu minte, am spune. Poate că e cu minte, dar poate că e fricos de moare. Poate că în interiorul lui are o frică enormă, care stă acolo ca frică în interior și începe să manifestă când se intersectează anul astral 5, care anul astral 5 se intersectează pe la 22, pe la 31, pe la 40 de ani, la 49 de ani. Și acea frică se instalează acolo. De-aia e greu să-ți aduci aminte, mai ales și care au avut o copilărie mai puțin poetică. E greu să-și aducă aminte despre acea perioadă, 9-14 ani, dacă a fost una emoțional, afectiv, dură, e greu să-și aducă aminte. Pentru că ei au aruncat-o sau au păstrat-o acolo în cel mai întunecos colț al sufletului lor. Și la 14 ani a ieșit din pătrățică. A ieșit din pătrățică la 14 ani, ești în an astral 6, adică tu consideri că ești echilibrat, tu consideri că ești armonios, tu consideri că știi multe lucruri și dacă tu știi atâtea lucruri, de ce să nu faci așa? Deja este primul pas către revoltă și rebeliune. Este primul pas către a vedea altfel lucrurile, către a vâna. Nu contează că ești băiat sau fată, pentru că nu am folosit vânătoarea ca termen masculin de a supraviețui, am folosit vânătoarea ca mod de a vedea în stânga și în dreapta, vânezi idei, vânezi anturaje, vânezi cunoaștere, vânezi orice, numai să poți să ieși dintr-un pătrat. Acel pătrat care s-a format în această perioadă 9, 10, 11, 12, 13 ani. Acel pătrat pe care tu vrei să-l schimbi. Modul în care tu începi să te revolți. Și nu zic te revolți, doar spun începi să te revolți. Pentru că revolta nu este la 14 ani și s-a revoltat și gata. Nu, începe atunci. Pentru că sunt perioade de la 14 la 18 ani când revolta ta se manifestă în fel și chip. În mare, trebuie să știm foarte clar că această perioadă despre care am vorbit este o perioadă extraordinar de importantă în viața noastră și chiar multe lucruri pe care noi le trăim la un nivel de obișnuință sau la nivel de așa sunt eu din viața de adult vin de acolo și din relațiile noastre cu părinții și nu numai. Este foarte important să conștientizăm acest lucru și cel mai important este dacă am conștientizat cum mă îndrept către acel lucru. Unii lucrează să schimbe, să conștientizeze traume, alții le lasă în sertar și merg mai departe, fiecare cu metoda lui, nu dau eu metode acum, fiecare rezolvă cum vrea. Una peste alta, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni, sper că v-a fost utilă și folositoare și, ca de obicei, până ne întâlnim data viitoare, vă urez să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Ne revedem. Toate cele bune!